a realizat foarte bine ce s-a întâmplat și în 90, după evenimentele de la Târgu Mureș care au spus, dom'le, trebuie să ne facem, au rebăgat acolo cu mici curățenii. Deci ce vreau să subliniez este că e extrem de dificil să abordez sau să iei apărarea securității, dar în această situație știm clar că în timp ce în celelalte țări comuniste KGB-ul a colaborat cu structurile respective de securitate respective în Cehia, declarațiile lui Václav Havel asupra acestei colaborări sunt explicite. La noi o independență. În timp ce la noi securitatea era adversarul, inamicul și trebuia distrus fără îndoială. Doi, ca să nu mai... Un argument foarte important era că securitatea ar fi rămas puternică utilizând informația pe care o avea asupra noii puteri care era pro-Moscovic. Mai era ceva. Securitatea, ca să punem punct, securitatea trebuia desființată pentru a putea permite Moscovei să își întindă tentaculele și să-și cucerească o bucată de țară negociată între marii lumii. Băieții au negociat, intră România la noi, ca să poți să cucerești o țară, trebuie să-i distrugi, să o distrugi informativ, să o penetrezi. Dovadă că ieșirea României din această sferă se petrece abia 20 de ani mai târziu în zilele noastre, odată cu noi contemporanii, pentru că toți oamenii ăia erau înfipți atunci, au trebuit să mai iasă la pensie, să mai dea afară de până servicii pe unii dintre ei, să mai moară unii natural. Deci abia după 20 de ani România și Brucan n-a fost doar cinic și doar de ăsta un fel de Mafalda. Brucan știa foarte clar cât a fost semnat contractul între băieții de la Moscova de atunci și băieții de acolo. Ghilimele, semnat contractul că nu-l lasă urmă. Să nu uităm nicio clipă, repet, că toată această poveste cu eliberarea României, cu eliberarea Timișoarei, că oraș liber și toate povești, astea sunt povești de om adormit copii. România era în sfera de influență sovietică confirmată de Statele Unite ale Americii prin acordul pe care și l-a dat pentru ca trupele sovietice să intre în România în decembrie 89. Deci era în sfera de influență sovietică. Și perioada asta oare să se fi negociat prelungirea și contractului de 20 de ani? Da. Că am avut 20 de ani. Dați-mi voie să mai dau un amănunt. Numai așa se explică de ce imediat ce s-a constituit în, la începutul lui, 28 decembrie, dar la începutul lui ianuarie 1990, delegația proaspătului Partid Național Țărănesc Creștin Democrat, condusă de Corneliu Coposu, s-a deplasat la ambasada sovietică și și-a prezentat faptul că a apărut, documentele de acreditare și a cerut să devină partener de dialog cu ambasada sovietică, să fie anunțată la Moscova faptul că a reapărut acest partid în România. Deci, trebuie anumite lucruri, inclusiv gesturile al lui Ionescu, să intre în normalitate, fără să vedem în ea nu știu ce combinații secrete, dar unele erau normale. Nu este ilogic să cred că Ion Iliescu se ducea la televiziune, la etajul 11 sau la MAPN și dădea telefon la ambasada Elveției sau la ambasada americană, știți, anunțați pe președinte statului. Dar ce credeți că se întâmpla dacă Ion Iliescu apărea în ianuarie la televizor, după Revelion și spunea: stimați concetățeni, adevărul este că n-a fost chiar o revoluție, n-au fost aia chiar teroriști, dar România este așa, vom fi mai liberi, vom avea mai multă mâncare, mai mult salam fără salam cu soia, mai multă corupție, nu știu. Mai mult Florin Salam. Mai mult Florin, bun. Dar suntem în zona... Ca mare personalitate istorică. Dar trebuia să spună ce puteau face Moscova. Moscova se dezintegra în acea perioadă. Ce putea face Moscova? Bă, ce să ne-am făcut de cacao? Uite, Iliescu ne-a dat în vileag. A zis că, de fapt, sunt în zona de influență a Moscovei. În trei zile numai Iliescu era altcineva. Era altcineva din tot din Cia Greației. Avea multe variante. Am înțeles. Putea, nu știu, Iliescu poate făcea infarct și murea. Nu aveau soluție. Aveau soluție. Ce v-am spus data trecută. A existat, cei din Ministerul de Externe știu la ce mă refer, a existat recunoașterea formală și informală a Uniunii Sovietice. Deci recunoașterea oficială s-a făcut prin recunoașterea persoanei aflate la conducerea statului, al Ion Iliescu nominal. Deci să ne înțelegem, aici... Nu putem să fiu eu, nu, sau Grigore Carteanu, că spunea Moscova. Nici dacă venea... Cine ești tu, mă? Nu, nici dacă venea, atenție, toată populația Bucureștiului, toți revoluționarii, toți manifestații și veneau cu tine sus, pe brațe, și ziceau, el este președintele nostru. Și Moscova așa, zău, nu, las că la noi pe al nostru. Grigore, sincer,
Moscova și cu Washington aveau totuși o înțelegere. Dar bineînțeles că aveau. Și știi care era înțelegerea? Fără scandal, fără victime prea multe, fără violență. În Panama, dă-n ce țin minte, 12 victime au fost când au intrat americanii și reștirile pe CNN erau... Au întâmpinat panamezii cu flori pe care le-au înfipt în țevile puștilor americanilor. Deci, în Panama, dumneavoastră v-ați referit la pierderile suferite de armata americană. Da. Nu? Adică în sensul că n-a fost un măcel, un război. Nu, din rândul cetățenilor din Panama, luptătorilor, militarilor din armata, vor a fost 4.000 de morți. Adică mai mult decât în România. Fără deci, și acum sunt pierderi prin Afganistan. Când am discutat, cauza justă, așa să da, cauza, bun. Eu m-aș întoarce un pic la Ceaușescu. Vreau să vă întreb ceva la Ceaușescu, exact. Dar până la Ceaușescu, credem astăzi, știi că în rechizitoriu care i s-a făcut, a apărut un punct legat de bani. Da. Care punct ulterior nu că a dispărut. Unii ziariști au fost obligați de la televiziunea română să nu mai amintească în veci de acel punct. Era vorba de cât? Un miliard? Cât scrie acolo? Da. Sau 4 miliarde? Încercarea de a fugi din țară cu $1 miliard în bănci străine. Un miliard sau patru? În proces este vehiculată suma de 400 de milioane. Da. Deci $1 miliard, da? Da. Asupra acestui aspect, nu știu dacă acum e momentul să-l discutăm, acest punct nu a existat în sentința judecătorească de la sentința de la Târgoviște. Exact. El a deci fost a fost adăugat. Există o mărturie, iertați-mă doar o secundă. Există o mărturie clară a domnului Bebe Ivanovici, care era revoluționar de prima linie și din echipa Iliescu, care mărturisește în scris într-o carte a lui că a primit telefonul de el a răspuns la telefon când a sunat domnul Ion Iliescu personal, i-a dictat 5 capete de acuzare în loc de 4. Deci el, Ion Iliescu, i-a dictat și al 5-lea cap deci de acuzare. Deci a băgat $1 miliard. Ăla cu $1 miliard. Și noi am bănuit în permanență că este vorba de așa numiți bani al lui Ceaușescu care trebuiau acoperiți prin... Că mă întrebați de bășile străine. Eu am să spun altceva. Am o declarație istorică a lui Ion Iliescu în 22 ianuarie 90, în care Ion Iliescu vorbește de plăcinta noastră. Și dacă vă aduceți aminte, toți oamenii de afaceri care au pornit atunci ai întrebat, bine, cu cât ai pornit afacerea? Unul cu $50, unul cu $100. Da. E posibil ca din această plăcintă, da, să fi dat la fiecare ca să poată să pornească câte o afacere și de aici să se fi născut deci, capitaliștii români. Avem discursul lui Iliescu, îl punem într-o altă zi. Principalele afaceri de acest tip, le-am explicat într-o altă emisiune, s-au făcut prin bănci, prin Bancorect și prin ce era... Și prin întreprinderile de comerț exterior. Am povestit. Bun, Grigore, vrei să spui despre Ceaușescu. Mă întorc un pic că mi se pare că am făcut o paranteză binevenită de altfel, dar să nu pierdem firul. Să nu uităm de Ceaușești. Așa, nu uităm de ei, că mai avem un pic până la groapă. Noi tot căutăm argumente că ei, că sentința a fost dată de fapt de la București, da? Păi avem N argumente legate de comportamentul lui Stănculescu de la Târgoviște, printre altele. Și la Târgoviște, Stănculescu, înainte de a avea loc procesul, alege zidul execuției împreună cu comandantul Chemenici, comandantul unității de acolo.